La Palatul Victoria este Alexandru Cumpănașu, despre care vorbim și mulțumesc că este în direct cu noi pentru a lămuri care va fi rolul lui la Palatul Victoria. Domnule Cumpănașu, bună seara! Bună seara, doamna Șincăi! Încep prin a spune că nu o să am niciun rol la Palatul Victoria. Nu este niciun fel de angajarea mea sau de, nu știu, consilierea mea a cuiva. Am să fac următoarele precizări și vă mulțumesc pentru această oportunitate, pentru că am văzut că o parte din mass media dezinformează, probabil au rămas fără argumente după bătălia cu Alexandra și acum încearcă să... Domnule Cumpănaș, haideți să vedem care este adevărul. Spuneți-ne dumneavoastră. Aspectul. Sigur că da. Este vorba despre un organism pe care guvernul l-a creat pentru consultarea cu mediul de afaceri din întreaga Românie. Este vorba de un organism consultativ unde nu ești remunerat, nu ai calitate oficială, nu ești angajat al guvernului, nu ești angajat al niciunei alte instituții, nu ești consilierul cuiva, ci pur și simplu în aceste, și este firesc să fie așa, în acest tip de comitet, cele 29 de organizații mari din România, care la rândul lor au multe alte organizații, cum este cazul PNMR-ului în interior, își dau cu părerea și propun soluții economice, sociale, pentru perioada următoare. Este relația guvern-societate civilă. Deci nu nici de cum toate lucrurile astea vehiculate total aiurea, cum că eu aș intra în guvern sau că aș avea vreo calitate acolo. Mai departe, este vorba despre Coaliția Națională pentru Modernizarea României, care este nominalizată. Pe care o conduceți. Mea. Da, și nu persoana mea. Probabil și în mod cert la aceste ședințe vor participa oameni în funcție de tematică. Adică avem totuși de la oameni de știință până la matematicieni, economiști, oameni care se ocupă, uitați, am salvat laserul de la Măgurele, oameni care se ocupă de cercetare, care se ocupă de alte domenii, de agricultură, experți în toate domeniile. Nu o să fiu eu la fiecare ședință. Este probabil o încercare de manipulare din partea unora pentru a produce disconfort și mie și celor care probabil că au avut această inițiativă. Mulțumesc, Alexandru Cumpănașu, că ne-ați făcut aceste precizări. Doamnelor, domnilor,